care se intitulează și vi-l recit imediat, Școala noastră. Poemul este apărut anul trecut în Lumea lucrului, este scos la editura Beta, are legătură cu pandemia, deși nu se bănuia. Imediat îmi cer scuze. Școala noastră. Nașule, într-o doară am trecut pe lângă a noastră școală. Inima-mi dat des să nu intru, fiindcă repede o să ies. Unii din prea multă învățătură au uns-o cu magin și untură, iar acum mirosul a năvălit în drum, haite de dulăi și cățelușe îi dau târcoale să smulgă câte ceva fiecare, să o scape de angarale și bucată cu bucată să pună alta pe picioare. Cărămidă pe cărămidă, una nouă să zidească unde se va preda limba păsărească. Și voi, de unde până unde v-ați trezi mintoși și doritori să învețe odralele voastre alături de ale noastre? Vrem părinții să doarmă precum sfinții, fără griji ori nevoi. Progenitorile să țină numai într-o joacă până vor pleca în armată și le încărunțește mustața. Vacanța va dura o veșnicie, temele doar pe hârtie, manuale gratuite, fumatul aprobat, sexul îngăduit, chiar și în timpul orelor permis. Luptele dintre dascăl și pujlamale, admise din clasele primare. Elevii vor urechea învățătorii și învățătoarele care nu le dau ascultare. Lecțiile se vor ține din an în Paște, restul timpului vor pleca în mari vacanțe. Toată lumea va trăi în înțelegere și într-o petrecere. Notele vor rămâne în cataloage, declarate hârtoage. Elevii vor trece din an în an, precum gâsca prin apă cumpărată cu bani. Vor face 2-3 facultăți pentru a scrie numele pe pereți. Vor aduna unul cu unul și nu va ieși niciunul. Vor socoti două cu două și vor descoperi tot nouă. Iarba verde de acasă nu va lipsi din nicio clasă. Partidele de sex și amor în văzul tuturor. Și ce mai la deal la vale? Poate face ce vrea fiecare. Doar e democrație. Dacă mi-e bine mie, nu trebuie să-ți fie și ție. Și nașule, nu uita, școala a devenit o belea. Nimeni nu mai dă un ban pe ea. Mulțumesc! Bravo! Bravo.